Bună seara la toți! Vă vorbesc de acasă, momentan, pentru a vă spune pe această cale CV-ul meu tehnic. De ce doresc acest lucru? Pentru că foarte mulți, în afară de preocupările mele artistice, cu poeme, cu videoclipuri, cu artwork și tot ce e legat de domeniul acesta, creativ, au dorit să știe câteva lucruri, cei care, bineînțeles, nu știau nimic. Și de partea mea tehnică, ca să vă spun așa. În sensul că o mare parte din viața mea am alocat-o și o aloc meserie de bază, care este cea de inginer. Inginer automatizări, Electronică și telecomunicații în domeniul petrolier. Este un domeniu foarte vast. Proiectare, deci sunt axat pe acest tip de activitate, fiind și cea mai interesantă, și cea mai, hai să-i spunem, bine plătită. Cu foarte multe posibilități de a semna contracte, nu numai în România, bineînțeles, în toată lumea. Lumea asta încă e bazată pe petrol și gaze, iar ce se tot spune acum cu tot felul de panouri solare și de uh, moriști și de eoliene și de baterii electrice la mașini, adică sunt așa de uh, un viitor foarte greu de definit, uh, nu numai uh, în sensul că nu îl văd realizabil încă, poate la o scară foarte redusă, și numai pentru unii, pentru că niciodată nu o să aibă toți mașini electrice, sau niciodată nu o să aibă gospodăriile toate panouri solare. Sau niciodată nu o să aibă toți curent electric din eoliene, să spunem. Dar, sigur, se fac încercări în disperarea de a înlocui energia obținută din petrol, gaze și cărbuni. Dacă cărbunii au fost parțial, în fine, înlocuiți, aici pe acolo, văd că acum sunt iarăși mise en -sen, deci puși în valoare, chiar de țări foarte dezvoltate ca Germania, pentru simplul fapt că toate procesele tehnologice necesită căldură. Deci nu există un proces tehnologic care se desfășoară așa, eu știu, la răcoarea serii, ca să spun. Deci, Nevoia de combustibil, fosili, este încă foarte mare și nu va putea fi înlocuită de cele pe care le-am menționat anterior. Sigur că e și un lucru ca să nu sperii lumea, adică nu poți să le spui, domnule, nu mai avem energie la un moment dat, sau eu știu, nu mai avem gaze, nu mai avem benzină, nu mai avem motorină. Nu mai avem depozitele subterane sunt goale sau rezervoarele de petrol sunt goale sau la stație la PECO nu o să mai curgă strop de benzină. Chiar în seara asta am făcut plinul venind de la Otopeni Uh, și n-am văzut pe tot drumul mașini electrice. ori fi și cior fi făcând cu ele, nu știu, dar tot drumul mașini clasice pe bază de benzină, de motorină, unele vechi, unele mai noi, dar pur și simplu n-am văzut niciun automobil electric. Uh, Ca să revenim acum la CV-ul meu, ca să zic așa, n-aș vrea să fac ceva școlărește, așa, ca la uh, uh, o angajare, eu știu, simplu inginer sau... Funcția de actuală este CEO, International Operation Oil and Gas. Uh, însă o să o luăm așa frumos, încă din timpul liceului, jumate, probabil că o parte va fi în română, o parte a acestui interviu YouTube va fi în engleză, în funcție de, sigur că de etapa vieții și necesitatea de a spune în română niște chestii care își pierd semnificația în engleză sau invers. Deci o să alternăm româna cu engleza. Începând să încă din liceu, în fața am o tabletă, e o tabletă, nu o să o ridic acum să, să o să vă arăt, e destul de mare, E destul de modernă, dar rapidă, în care am o fișă, cum ar veni, gen LinkedIn. Dar nu este exact normal că o poți trece pe un site absolut tot ce ai făcut, sau un detaliu ce faci, sau din mai multe motive. În primul rând, poți fi pur și simplu sabota de alții. <laughs> pentru că e concurență. Și când pe un post, de exemplu, foarte bine plătit, cum a fost acum, să spunem, patru ani, se pot prezenta și o mie de candidați. Mai ales că acum online-ul permite acest lucru. Iar dacă ești foarte cunoscut din ce ai prezentat undeva pe un site, oricând se poate găsi cineva să denatureze ceea ce scrie acolo, să spună că nu e adevărat A, și tot felul de minuni de astea. S-au întâlnit în... Pentru că, adică, dacă ați vă observat, nu se dau niște interviuri foarte strict la obiect. În general, ei vor să vadă ca om ce poți face pentru companie ca să o ridici, ca să aibă profit maxim ca să fie în continuare, bineînțeles, bine văzută în fața clienților, în fața guvernelor. Bineînțeles că în domeniul ăsta se, se, fac contrate direct cu guvernele, direct cu președinți de țări, direct cu prim ministri se, nu se ține seama de forma de o rânduire, să zic, Că e țară capitalistă, că e țară care a ieșit în comunism, că e țară dictatorială. Deci, contractele înseamnă pur și simplu rentabilitate și nevoia de a lua de undeva benzină, petrol, de a le prelucra, de a le aduce într-o rafinărie. Nu sunt în toate țările rafinării, deci. E un domeniu în care, ca să zic, nu prea contează până la urmă cine, cum și ce. Dacă ai un produs de oferit, îl oferi și dacă se găsește cineva să-l cumpere, îl cumpără, că nu are de ales. Nu poate să zică că e dictatorul unul și că... Asta sunt povești, că povești lăutărești, cum să spune. Dacă prețul e bun, benzina e bună, merge, domne. Adică nu există așa ceva. Se fac licitații, sigur că da, se fac. Că Depinde. Uneori se vând și absolut fără nicio licitație. Ba, și eu am primit pe e-mail și primesc în continuare oferte de, de combustibil de avion, dar cu așa cu trenurile adică cu vaporul, nu. Să zici că o cantitate limitată sau toate tipurile de chelosen, toate tipurile de benzină. Am pe emailul de servici acesta care este și pe link LinkedIn oferte peste tot, în Statele Unite din Brazilia, de, de a cumpăra produse petroliere de tot felul. Din Rusia, sunt foarte mulți ruși, dar care nu neapărat că lucrează în Rusia. Ei pot fi oriunde. Pot fi foarte bine undeva la New York, în biroul lor, și sunt o ofertă, bineînțeles că în final produsul vine din Rusia, dar afacerea se face la New York. Deci, în general, ignor aceste oferte, pentru că eu nu, nu desfășor activități comerciale. Eu sunt pe partea de proiectare, de investiții, uh, sigur, trebuie să și selecție de personal, pentru că e foarte greu în, în timp scurt să selectezi niște echipe de care ai nevoie, în general nu găsești, uh, de supervizare, management a proiectelor, uh, a proiectării, uh, sunt uh, și mă ocup direct de Managementul de proiect, asta înseamnă inclusiv verificarea și aprobarea proiectării, încadrarea în parametrii de rentabilitate și de timp a unui proiect. În general, proiecte medii și mari, în ultimul timp, nu spun că cele mici nu sunt importante. Sigur că da, dar se cam dau la vrac unor companii mici, pentru că nimeni nu vrea să se complice prea mult, să angajeze personal pentru niște proiecte foarte mici, punctuale, care le poate lua orice firmă, le poate construi orice firmă și deci, în general prefer să mă ocup de proiecte mari sau de proiecte medii. Sigur că da, în decursul timpului m-am ocupat și de e, proiecte mai micuțe, dar care erau foarte importante. E, să pornim, deci, la drum. Am absolvit liceul Ion Caragiale, din Ploiești, cu media 10. Asta înseamnă, media 10 la bacalaureat, înseamnă că am fost printre cei trei, mi se pare, în anul respectiv, în 1982, care au terminat și au luat la bacalaureat media 10. De 10 curat, deci nu vorbim aproximativ. Adică am avut 10 la matematică, 10 la fizică și 10 la limba și literatura română. Se poate trage o concluzie, sigur că da, că stau bine și cu română. Nu? Asta nu înseamnă că nu stau bine și cu engleza sau cu alte limbi. Dar a fost o realizare, am fost recompensat pentru asta. Mi-am amintesc când toți plecau în vacanță, eu eram chemat de directorul Caragiale Liceului să plec într-o tabără de creație la Craiova, trei săptămâni, unde am și fost, a fost destul de interesantă. E sigur, mai puțin condițiile de atunci. Era pe fostul UTC, în fine, organizată. Deci, conta totuși că puteam să-mi prezint lucrarea de diplomă, care era o punte RLC cu generator de semnale. Era foarte interesantă la vremea respectivă, pentru că puteai măsura rezistențe, bobine, inductanțe și condensatoare, după principiul punții. Făcută într-o cutie personală de mine, foarte drăguț, montată, deci se putea măsura cu o precizie destul de mare pentru vremea aceea. Sigur, nu comparăm acum cu digitalele de astăzi, cu aparate, am acum de toate tipurile foarte moderne, cu care pot măsura cu o precizie fantastică, în condiții de ex, fără pericol de a sări în aer, în schelele petroliere sau în instalațiile de gaze, în, în uscări, în mediile ex în general. Nu aș vrea să intrăm în detalii. Pentru că sunt convins că cei dintre dumneavoastră care au făcut și fac proiectare în domeniul petrol și gaze, sunt saturi de, de. de. zone X, de toate constrângerile care sunt. La unele companii sunt mai mari constrângerile, la unele mai mici, pe alții nici n-au auzit de ele și totul e bine să le faci că răspunzi pentru ce proiectezi. Deci, ca să spun așa. proiectarea se face după niște normative. Foarte clare. Nu vorbim acum că în anii 50 se făcea după cele rusești, dar să știți că și alea erau gosturile, erau destul de precise la vremea respectivă și impuneau o serie întreagă de... Asigur că da, au fost date la o parte, e bine că acum noi proiectăm după norme americane, după norme Uniunii Europene, după cele mai uh, avansate, ca să spun așa, normative, uh, specificațiile, iarăși, uh, în general, totul se lucrează în engleză. Uh, sigur că dar, bă, în România mai sunt proiecte de gaze, de care se mai fac și în românește, dar uh, în general se fac bilingve, adică, de exemplu, uh, în România se fac în română și în uh, engleză în Germania, de exemplu, se fac în germană și în engleză. Deci, cine a spus că noi germanii nu mai germană vor să nu e chiar așa. Fiind pe proiect de petrol și gaze, sigur că nu au de ales. Într-adevăr, germanii preferă limba germană și foarte bine că o preferă, e o limbă evoluată și literar vorbind, acum fac comparații pentru Că fără să vreau, jumătate sunt și din domeniul artistic. să sunt, ca să zic așa, două jumătăți. Dar mie îmi place să cred că, totuși, ingineria este de bază. Faptul că acum fac management, e, știți, povestea aia cu... Când vine restructurarea într-o companie, cam zboară toți șefii, și rămân aia care chiar muncesc, adică care chiar fac ceva. În proiectare, într-adevăr, sunt puțini care nu fac nimic, pentru că nu e ca în birourile de stat, unde, mă rog, sunt tot felul de posturi, călduțe, în care te poți și deconecta. Deci, în proiectare, cum să spun, dacă nu ești apt și nu dai rezultate și nu proiectezi de sarcapacele, la cel mai serios mod vorbind, nu te ține nimeni pentru că trebuie să te plătească la sfârșit de lună. Ori tu, dacă n-ai făcut un proiect de cel puțin 5 ori ca valoare încasabilă pe el, cel puțin 5 ori e salariul care îl ai, devii un om nerentabil care treptat, treptat e izolat și dacă nu, până la urmă e și dat afară. Dacă nu, cumva, compania dă singură faliment, pentru că aici e și o problemă. Să te menții ca firmă de proiectare în domeniul petrol și gaze este foarte greu. Sunt tradiții aici, sunt tot felul de, de tipi care, în fine, au prins uh, uh, timpurile vechi, au relațiile vechi. Cine spune că nu contează relațiile și uh, să dă totul numai la licitație, uh, greșește fundamental nici în economia liberă de piață, nu există numai licitație. Se mai dă și pe blazon. Eu nu că știm noi că firma respectivă ne înțelegem bine și are specialiști buni și le fac sigur. Deci nu există să rămânem de căruță. Eu știu, pe prietenii, între patroni, deci nu, între stat și firma privată, într-adevăr, E o problemă aici, deși nu mereu poți să spui că omul ăla se corupe, care, eu știu, a negociat mai prost prețul unui proiect plătit din banii statului. Dom'le, până la urmă, e economie de piață și dacă ne place și dacă nu, nu e treaba DNA-ului și în alte țări structuri similare. Sigur că sunt și țări care nu au deloc structura asta, Uh, nu e treaba lor uh, să aprecieze uh, corupția după nivelul la care ai achiziționat un proiect ca manager la stat, pentru că, păi Doamne, pa că atât duce capul pe om. Și a cedat la un preț care era prea mare, sau eu știu și... A, ah, în momentul în care se dovedește că ai luat niște bani și uh, sunt probe foarte clare, nu mai discutăm. Dar, în general, între companiile private nu există așa ceva. Pentru că ce ar însemna corupție între două firme private? vine, adică, eu, dacă primesc pe e-mail de la un rus, nu știu ce, o ofertă de vagoane, de combustibil, de avioane, și înseamnă că eu știu, am vreo șustă cu omul sau că îmi trădesc compania care mă plătește sau. Nu, domnule, e o ofertă. Zboară pe internet ăsta tot felul de chestii, totul e să nu răspunzi în mod în care să-ți dezavantajezi firma. Sau eu știu, să te gândești tu că, băi, hai să fac eu cu asta o chestie. Că, în primul rând, nu ai voie, dar fiind sigur că da, situația actuală cu război și cu. Dar, de exemplu, dau exemplul Iranului, care Iranul în. Prima fază după embargo, teoretic, nu mai avea voie nimic, nici să cumpere ceva pentru domeniul ăsta, nici să facă un proiect. Sigur că dacă viața îi obligă și pe ei să-și exploateze, nu? Și gazele și petrolul care l-au. Și au găsit alte, bineînțeles, mijloace. Că până la urmă, te întreb că, domne, cine a dat embargo, vinde și e, componente, până la urmă, și tot felul de ansamble e, Iranului. E, sigur că, da, nu se mai face contractul la Londra, dar e, același contract se poate semna și la Istanbul. Deci, e, cum să spun... E, nu e nimic așa fixat în cuie, încât să zic domnule, asta e ilegală, sau asta e mai puțin legală, sau nici de cum. Deci, în domeniul ăsta al afacerilor, întotdeauna va exista unul care cumpără ceva mai scump, pentru că pur și simplu are. Are bani și nu îi convine să stea prea mult la să caute prețul cel mai mic de pe piață, la un produs sau la un proiect îl cumpără. Dacă îl găsește, îl cumpără. Bine, nu, nu dau acum exemplu că să cumperi nu știu ce cu banii statului de 100 de ori mai scumpe decât vecinul tău care le ia de 100 de ori mai ieftine. Nu. Deci acelea sunt într Sunt... Eu n-am avut însă de-a face și faptul că m-am ținut de proiectare nu am ținut de, eu știu ce, vin din mediu efectiv de, de execuție a proiectării. Deci nu am devenit așa peste noapte un manager, eu știu, un șef de sală, un șef de scaun, de care să împiedică toți, care comandă la toți. Nu, deci eu știu, am mâncat pe pâine proiectarea și știu că este foarte dificilă, foarte dificilă, mai ales dacă schimbi la un moment dat traiectoria de carieră. Tu spui, a, ah, sunt inginer, păi ce, știu orice. Da, uite, sunt inginer. Eu la automatizare am făcut cu decanicul, decanul de la automatică și am luat 10, 3 de 10 la el în anul 4 și anul 5. Deci 3 de 10 cu mare profesor universitar din București, decan la automatică, nu vreau să pronunț numele aici, că nu, are rost, dar să știuți respectiv. Deci aș fi putut să zic când m-am apucat serios de proiectare că știu totul, că e răstorn pe aia, nici de acum. Doamne, una e teoria, să fie foarte clar. Ei în facultate pot să fie de 10 la teorie. Dar când vii să faci un proiect în care întinzi un cearșaf pe un pat și ai o mie de documente de livrat, în cel mai scurt timp posibil și cel mai bine, în momentul ăla zici, doamne, nu știu nimic aproape, de fapt. Deși, doamne, știi, că, cum să spun... Privești cu ochii celui care înțelege tot. Dar îți trebuia experiență și o perioadă lungă ca să reușești să faci acele documente. Și aici în proiectare mai e și altă. Fiecare companie, fiecare uh, operator petrolier vrea altfel. Deci vrea în stilul lui să-i proiectezi. Nu au toți aceeași măsură. Unul vrea într-un fel, unul ei, și chestia asta că s la unul la altul, e o bositoare. este, te, te termină, cum să spun, din punct de vedere al... Noi trebuie să ne raportăm mereu la niște, v-am spus, la niște documente primare, dar până la urmă trebuie să te conformezi clientului, pentru că nu poți să-i bagi un proiect, să zici, nu, nu, faci ca mine, că e bine. Și, eventual, dacă te costă atâta, bine. Dacă nu, iarăși bine. Nu, el, în general, îți dă oarecare marjă de libertate. Sigur că dacă proiectantul răspunde, deci nu poate cineva să-ți impună ție, să-ți dea peste mână și să zică, domne, proiectezi niște prostii care ți le spun eu la un pahar de, de bere. Nu. Totul e organizat. E o muncă plăcută, sigur, de birou, mai neplăcută când te duci pe teren și ori ai o căldură de aia de 50 de grade la umbră, de simți că ți-a -ți respirația, ori ai un fric de la de minus 25 de grade, când lovești cu mâna o conductă, simți că ți se sparge și mai puțin plăcut când stai, de exemplu, undeva pe teren, și îți plouă în cap și nu ai unde să te ascunzi. Îți dau exemplu, o stație de compresoare, care e închisă, compresoarele stau bine mersi și tu stai pe afară, pe acolo, pe lângă ea, și nu ai unde să, să spui gluga în cap, că n ai și casca, casca de protecție. Că te plouă efectiv în cap și nu ai unde, că aia nu stau acolo și aia vin din când în când, să vadă și tu ca proiectant trebuie să faci treaba, nu să iei o antemăsurătoare, să vezi situația existentă în teren. Deci am trecut în toate astea, știu cum sunt. Nu înseamnă când ajungi la alt nivel, nu înseamnă că nu mai apreciez toate lucrurile astea de la bază. Până la urmă, ăștia aduc banii dacă ei să care muncesc și se chinuie acolo să, să proiecteze, să facă, să deseneze. Noi avem și o mare problemă aici. Deci înainte, ca ingineri proiectanți, aveam într-un birou 50 de desenatori la planșetă. Nu exista autocad, sigur că da. Însă, doamne, ca inginer te puteai concentra pe partea științifică a procesului tehnologic, îl puteai înțelege foarte bine, aveai timp pentru asta și nu-ți mai consuma energia tot dând clicuri și mii de clicuri pe desene de autocad, pe foi Excel, pe foi Word și pe alte tot felul de programele care îți calculează diverse rog, diversi parametri din, din proiect. Deci aveai timp să fii inginer cu alte cuvinte și un inginer foarte bun proiectant. De aceea să știți că lumea asta a mers înainte în orice societate pentru că inginerii nu erau lăsați să fie ingineri. Păi după chestia asta cu revoluția noi ani așa care, să zicem, au ajuns în diverse circumstanțe, primul lucru a fost să dea afară toți desenatorii când au văzut că apare un prăpădit de autocad pe dischete și un Windows de la mai multe enerva când deschideai calculatorul. Vreun 286, vreun 386, vreun Pentium de la incipient. Și normal că vechi ingineri nu cunoșteau tehnică de calcul, nu cunoșteau autocad, dar nici nu aveau nevoie, domne, pentru că erau ingineri și folosiți ca ingineri. Nu erau folosiți ca desenatori. Acum, tinerii proiectanți, dacă nu știu AutoCAD, dacă nu știu Word, dacă nu știu Excel, dacă nu știu încă 15 programe care să folosesc la așa zisul angajator, nu am nicio șansă, pentru că firma ar însemna să angajeze Oameni care să facă asta și el să fie într-adevăr numai inginer. Nu, ori acum te pune ca inginer să faci, mă uit, munci de desenator. Dar, domne, treziți-vă dată Asta e valabil în țările astea mai dezorganizate. Eu de exemplu, în Germania, în Italia, n-ai să vezi un inginer, domne, chinuindu-se cu autocadul. A, că trage o linie, că trage eu știu ce, mă rog, modifică uh, o instalație cu totul altceva, dar nu îl face el de la zero de senoala. ăla. Pentru asta are funcția de CAD, de tehnician CAD, care în România eu nu o văd, n-am mai văzut-o, nu știu, s-o fie evaporat, ce naiba se întâmplă? Adică de ce îl pui pe inginerul ăla la, după ce are salariul care îl are în România, uh, adică mic sau foarte mic, îl mai pui să deseneze și cât desenează doi cad, doi tehnicieni cad. Păi, domne, marile proiecte, dacă n-ai colectiv de cad, pe lângă proces, pe lângă control, pe lângă instrumentație, pe lângă piping, pe lângă electric și tot ce mai vreți în acel proiect, în afară, Ești mort pentru că nu. E, e un volum enorm de muncă. Deci n-ar putea săracul inginer să-l încarci cu atâta. Ori e, nici nu are rost să fii inginer un om care nu mai desenează. Bun, trebuie să deseneze bine, asta e partea a doua. Dar el nu trebuie să știe neapărat proces, nu trebuie să știe instrumentație, nu trebuie să știe decât în linii mari, sigur că da. Bineînțeles că vorbim de domeniul petrol și gaze, oamenii sunt cumva calați pe asta. Deci nu sunt veniți de pe Marte. Dar ai banii necesari să plătești până la 10 de senatori. Hai să-i zicem până la urmă. Că sunt tehnicieni CAD. Ei desenează în mediul de calculator. Nu desenează la planșetă. Dar de fapt, ei au preluat munca acelor desenatori de la planșetă, care erau până la 50 de desenatoare într-un colectiv. Și inginerii erau, să zicem, 5, 4-5, cu șef cu tot. Deci totul era organizat. Nu exista nici înainte că. Nu știu cine, și că s-a zis de la partid. Astea sunt povești, domne. Proiectele trebuiau fundamentate tehnico-economic, trebuiau fundamentate foarte bine, după plus că găseai greu anumite chestii care să le folosești în, în realizarea unui proiect. Acum găsești orice, ne banțai. Deci găsești absolut orice. Sunt producătorii care oferă totul bineînțeles că e discuția asta cu uh, chinezăriile care ne omoară mereu, în sensul că până la urmă cât de tare ar fi acel beneficiar să uită pe proiectul tău, dar dacă iau în China nu-i de 10 ori mai ieftin robinetul ăsta automatizat? Da, da, e mai ieftin. A, hai să le luăm de acolo. Și, și ia 20 de bucăți de acolo, le pune pe câmp și să le merg vreo două săptămâni și după aia le schimbă și pun originale care erau prevăzute în proiect, de fapt. Că nimeni nu, 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 nu dă specificație de așa ceva să te duci să le dă în China. Deci nu, nu există așa ceva. Sunt companii foarte serioase care de sute de ani fac asta. Deci nu te apuci tu acum să duci să dai să... că e mai ieftin de 10 ori. E mai ieftin de 10 ori, dar nu... ori sare în aer, Doamne ferește, ori nu-și face treaba, ori mai mor niște oameni pe acolo la operare. Deci, vreau să spun că în domeniul ăsta al proiectării răspunzi. Deci nu există, ca văd și eu în alte domenii, eu nu răspund. Ce, domnule, eu nu răspund? Adică ce, un procuror care greșește fundamental trebuie să răspundă până la urmă. Bun, ai băgat, sau un judecător care a judecat greșit un om și l-a băgat la închisoare. Pentru că sunt câteva faze, nu? E faza de fond, e faza de apel și gata, rămâne definitivă. Dar se poate întâmpla ca cu toată această etapizare să, să fie cineva băgat la închisoare nevinovat. Adică, cum nu înseamnă, ce înseamnă aia eu nu răspund? Adică ce e zeu? E semizeu? Numai zei, numai zeu să, eu știu, nu răspundea. Adică de ce un inginer proiectant poate să răspundă dacă sare are o instalație în aer și un judecător nu răspunde dacă greșește? Și îl bagă pe unul la închisoare, de face, să zicem, trei ani pe degeaba. Și după aia se demonstrează că a făcut pe degeaba, A e prea târziu, nu? De ce să nu răspundă? Deci niște chestii ca cu pensiile speciale, domne. Deci, Uniunea Europeană urlă de acolo să se desfințeze pensiile speciale și la noi aici nu, nu, nu se poate, că e Curtea Constituțională care a spus că e constituțional. Păi, stai puțin, ori suntem în Uniunea Europeană, ori suntem în Bandustania, unde nu știu ce, curte a decis nu știu ce. Deci, s-a ajuns la niște chestii incredibile în România, adică păi spun că nu e normal să fie așa, să ieși la 45 de ani la pensie. Cu o pensie enormă. Și că așa cum să spun, s-a stabilit odată până în anii 90 de cine a stabilit? Tot au stabilit, nu? Tot ei și-au stabilit și pensiile, și vârsta de pensionare, și tot. Deci nu a fost ceva preluat, eu știu, de la niște entități avansate, de la vreun institut de magistratură. Mă uitam în Statele Unite, domne, sau în Canada. Sunt judecători la 80 de ani care profesează. Păi, dăm voie să am încredere în omul ăla, pentru că are o experiență deosebită. Păi dacă la noi la 43 de ani iese la pensie un judecător cum când să mai adune experiență? Și cum să nu răspundă? Domne, în lumea asta oricine greșește trebuie să răspundă. Nu unii răspund, unii nu răspund. Adică ne împărțim în două sau cum. Deci asta e ceva incredibil care se întâmplă care se întâmplă în România dă ori, nu poate să fie pentru unul mama, pentru altă ciumă. Răspunderea în meserie trebuie să fie general obligatorie. La fel vârsta de pensionare, adică de ce, uite, eu, aș vrea să, mă, na, să nu mă mai chinui, să dorm, să mă distrez, să mă plimb. De ce mi pui mie 65, ba, să discută chiar de 67, curând o să se discute de 70, Așa ca să nu o mai apuși niciodată. Și pe el alții vezi cum tot felul de puști ies în, în, la pensie la 45 de ani. Dar cum, domne, cum e posibil așa ceva? Și când vine și Uniunea Europeană și spune, desfințați, domne, pensiile speciale, uniformizați vârsta de pensionare la toți. Să fie, deci, n-am zis să fie la toți 67 de ani. Dar poate să fie la toți, la 63 poftim, sau la 65. Care e problema? Dar, domne, e o echitate, nu? Bun. Care are depuși bani la pensii private, la tot felul de societăți de astea financiare, nu are decât, e treaba lui să aibă pensie și de un milion de euro, dacă a plătit și are dreptul. Dar nu, tragi de la stat. Că așa a zis cineva până în 90, că, că, tu trebuie să ai 15.000 de euro pensie la 45 de ani. Dom'le, cum e posibil? Dar vă dați seama cum ne, cum ne, privesc țările alea, că sunt și acolo oameni de domne. Nu sunt numai de ăștia care ne vând nou gogoșar la săl gros. Păi în Germania sunt și oameni de șterți, nu? Cu școală multă. În Statele Unite la fel, în Canada, în Anglia în Franța. Și ăștia văd imediat ce se întâmplă în România. Degeaba te duci tu după aia cu soborul de preoți la Uniunea Europeană. Pentru că ei știu deja ce anomalii totale se, se întâmplă aici. Adică cum, eu îți dau bani de la... Asta nu e politică. Asta e pur și simplu management. Adică eu, ca Uniunea Europeană, îți dau bani să te dezvolți, să cât de cât să faci un pas în față, Adică să nu fie ca vorba aia, Ucraina sau ca săracii, alte popoare, nu neapărat ei, care n-au niciun ban, stau într-o sărăcie totală, n-au investiții, nu au nimic, nimic, nimic și treci să pe mâini. Adică ei, ei vin cu banii ăștia europeni și vor să te dezvolte. Și tu ai două direcții fundamental greșite. Una, nu ești în stare să absorbi banii pentru că nu ai proiecte și nu ai cine să ți le facă. Uh, și al doua, uh, banii îi dai și ei din ei și le dai la speciale. Dom Hai, domne, că e e, 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 urlător la cer. Adică ăia îți dă bani să te dezvolți, să faci investiții și tu ai de plătit, nu, că ai de plătit pensii speciale. Și la 45 de ani. Deci, eu nu-mi dau seama, mă gândesc de multe ori să nu te de, de afară din UE. e. să nu zic într-o zi, domne, dăm afară România din UE. Că noi mai înțelegem cu ei. Ei au hotărât la nivel de curte constituțională că e constituțional să iei 15.000 de euro la 45 de ani. Și să iei vorba, aia, dacă trăiești 90 de ani, iei 45 de ani, suma asta. Pentru că așa a hotărât Curtea Constituțională în anii 90. Păi, oare acum tot ce s-a întâmplat în anii 90 e valabil, așa? E de neclintit, sau cum? Ce să înțelege? Păi, așa poate și comunismul era de neclintit, nu? Păi și aia se credeau probabil pe vecie. Nu? Și cu toate astea, la un moment dat, au trebuit să părăsească. Care cum, ca puternicile, că au rămas la noi tot acești. E cu totul altceva. Însă, aici vreau să ajung. Managementul resurselor financiare este foarte important în proiectare. Oare dacă nu știi să-ți motivezi anumiți oameni care au rezultate deosebite, care îți pot face uh, foarte precis și foarte repede uh, niște bucăți de proiect. <sum> și merge așa pe un management orientat mai mult pe rezultate, ca să zic că, lasă să am proiectul gata pe 6 iunie. E, nu obții nu rezultate bune. De ne -ne motivăm pe cei mai buni într-un colectiv de proiectare, intervine automulțumirea și da, multe ori pierd timpul sigur, ies la o țigară și practic stagnează proiectul adică nu nu e în rimul în care ar trebui să fie deci trebuie să ai niște fonduri la dispoziție pe care să stimuleze elitele nu știu în România cum mai e dar așa se procedează peste tot sunt Poți mă rog, să-i zici prime, dar de fapt sunt uh, niște stimulente financiare pentru cei foarte buni. Uh, în al doilea rând, uh, nu angaja prea mulți. Pentru că s-ar putea să-i ții, uh, să n-ai să le dai de lucru, uh, sau să, chiar să n-ai proiecte, uh, sau să fie oprită finanțarea unor proiecte. Mi s-a întâmplat chestia asta. Uh, mai ales la trecerea între faze de la, eu știu, feed, la detaliu, de la... e posibil să se suspende. Sau să se schimbe proiectantul. Fără voia ta. Bineînțeles că tu vrei să rămâi, să faci treabă, să îți duci proiectul la, la bun sfârșit, dar nu întotdeauna se poate întâmpla asta. Și te trezești că rămâi, că ai fi știut că un an de acum încolo ai cu ce să te ocupi, cu un detaliu, de exemplu un proiect în detaliu și să afli, poftim, din Malaezia, că a fost preferată altă firmă la detaliu. Păi, te-ai chinuit la FIDO la șase luni sau trei luni, ai investit și resurse, ai cunoscut proiectul, ai cunoscut terenul și îl pierzi așa peste noapte, pentru că n-ai știut să-l. nu să-l negociezi, n-ai știut să-ți-l păstrezi nu mai e vorba de negociere că nu e ca la piață, când dai uh, uh, coana uh, mărarul sau uh, Nu, no, că iau mai ieftin de la vecinul. Nu e chiar așa. Uh, Ei te apreciază, sigur că da, că le faci treabă, dar dacă văd că în altă parte se face o treabă și mai bună, nu uh, neapărat acum mai puțin bani, poate cu aceiași bani, uh, imediat uh, comută. Deci, cu o pur și simplu e chestie de două-trei săptămâni în care uh, poți uh, pierde un proiect foarte bănos pentru tine ca proiectant. Uh, așa că v-am introdus în managementul de proiect cu reflexii și la, mă rog, sociale. Uh, nu o să facem absolut uh, niciodată politică, sau eu știu. Să uh, vorbim de rău pe nu știu cine, nu o să găsiți la mine așa ceva, pentru că îmi dau seama că uh, sunt niște probleme mari de tot de rezolvat și pur și simplu poate că nimeni nu le poate rezolva uh, la un moment dat și într-o anumită țară. Deci eu am văzut și țări în care au explodat tehnologic, au explodat uh, 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 condițiile de viață. Cel mai bun exemplu este UAE, Qatar, care, eu știu, acum 30 de ani erau cu cortul și cămila. Uite -și, ce minunăție acum! Abia adevărat că e clima aia nenorocită și n-aș dori la nimeni să, să trăiască acolo, să-și să ducă viața acolo de zi cu zi, pentru că noi nu suntem făcuți pentru a rezista. Pentru zonele alea sunt buni ei, în primul rând, care s-au născut acolo, dar ei nu lucrează, ei pur și simplu beneficiază de bogățiile lor, care le au, înțeles, tot așa, sunt distribuite de cei care îi conduc, și aici, și mai rezistă asiatici, pentru că ei sunt obișnuiți să, să muncească la temperaturi foarte înalte. Am văzut, de exemplu, echipe de sudori indieni, nu știu să creez, se duceau, în, se duceau în deșert, unde să sudau conducte, sau diverse schele, sau structuri de rezistență, de susținere a unor utilaje, și sudau continuu la. Vă dați seama că la, la soare putea fi și 60 de grade, poate peste 60 de grade. Sudau continuu fără să-și pună la nas nimic. Respirau aerul la fierbinte și plus de la sudură. Te înclăzești și de la sudură când sudezi continuu 8 ore, 10 ore. Adică îți fierbe, dar ei sunt altfel pentru că așa au trăit. Noi nu am trăit așa. Noi de când de mici am fost obișnuit cu climat temperat, iarna să fie, câteodată era minus 15, dar mai rar. Da, așa, la între 0 și 25 de grade era înainte. O lua etapizat, sigur, primăvara era primăvara, toamna era toamnă, și vara noi erau exagerat de fierbinți. Deci nu avem structura noastră anatomică să duc săracii, să chinuie România am văzut. Să să mai și mori, pentru că crapă vorba aia, oțelul care îl arunci în apă rece. Da, păi, omul. Deci pentru niște bani se și moare și nu doar pe nimeni, pur și simplu acolo merg toți înainte, deci nu nu contează. Mori în urmă, da, ei merg înainte, nu-i interesează ce și cum, câți au murit. E interesant că își fac clădirile astea foarte înalte, probabil că solul le permite, deși mă cam miră că doar nu e pe cumva un sol de plajă acolo, de, ar trebui să fie nisipos, dar. În fine, ne fiind geolog la bază, probabil că s-au găsit soluțiile. De... Dar mă întreb pentru ce le face, pentru cine, că să fie așa amator, să te duci să scumpere un apartament acolo, da, poate dacă ai, ai ce face cu banii. Dar să faci ce acolo? Să... Adică ce ai putea să faci ca să te distrezi? și Numai așa cu numele, să știi că ai un apartament în Abu Dhabi sau în Dubai sau eu știu pe unde sau în Doha deci eu am fost peste tot acolo și n-am știut cum să mă întorc mai repede acasă e adevărat erau bani n-aș putea să zice, dar și viața e scumpă cel mai scump cel mai scumpă și mai scumpă e în Dubai, apoi în Abu Dhabi și apoi în Doha Cam asta e ordinea. Dar și în celelalte orășele care le au ei, viața e scumpă. Pentru că tot ce au ei acolo sunt aduse din Europa, din America Latină, fructe, eu știu, toate alimentele, apă, iarăși. Ei nu au, domne, râuri. Cum e în România, râuri cu apă potabilă, de faci baraje și ai să bea într-un baraj de ăsta, cum e la nu trei orașe pe zeci de ani. Acolo totul se distilează, se, uh, se, uh, cum să spune, se fabrică. Deci ei își fabrică apa și bineînțeles o importă de la, de la alți care au apă de, și noi, sigur, dăm apă minerală, apă plată e foarte recunoscută, dar nu vreau să dau marci acum. Dar toate astea costă. Deci ca să duci niște lucruri tocmai până acolo, costă. Și ai cine să le plătească? Cei de acolo care le consumă, evident. Deci degeaba ai tu salariu bun, să zicem 30.000 de UAE. Uh, ar părea foarte încântător, dar să vezi acolo cum nu ți ajunge. Cum dai jumate din el sau o trimie, o dai pe un apartament uh, modest până la urmă, poți să-i spui. Aia că are ce-i trebuie, are uh, frigider, are aragaz, are aer condiționat. Dar normal că trebuie să aibă aer condiționat, că altfel ai căpia în el, ai luat foc. Deci nu, asta nu înseamnă că ai tot ce trebuie. Ai și au toți acolo? Deci nu există. Până și într-un într container de metal, de ăsta pe șantier, sunt agățate de el 10 aparate de aer condiționat. Pe păi altfel ar, ar lua fapt din dinăuntru. N-ar mai exista acolo nici șef de șantier, nici echipă tehnică, nici tehnicien, nici proiectant. N-ar mai exista nimeni decât, eu știu, nisip. Nisip fierbinte. Pentru uh, că, într-adevăr, cel mai crunt uh, moment e când uh, ieși, de exemplu, dintr-o asemenea așezământ de șantier, unde, să zicem, că fac uh, răcoresc cu aer condiționat uh, destul de bine, și când ieși afară, e o diferență atât de mare încât simți că e foc. Deci, de la rece ăla din interior, ieșind afară, simți pur și simplu, dar numai că e foc. Simți că nu mai poți respira la un moment dat, leșini. Au fost români care au căzut jos și a trebuit să-i trimite acasă cu tot contractul. Acolo se găseamnează contract cu șeicul pe un an obligatoriu, iar dacă nu te ții de el, e, e jale. În sensul că șeicul acolo e și judecător, e și e cam toate alea. Adică dacă te pui rău și nu îți dai interesul și te vede că vrei să te fofilezi, poți uh, să ajungi la închisoare. La ei acolo și nu te mai scoate nimeni. Deci, cu alte cuvinte, dacă uh, te-ai pus rău, ai pus-o rău cu șeicu, uh, riști mult. Nu mai vorbesc de droguri, cum ați auzit toți, probabil, cu, cu Malaysia, pe zona aia. Deci, vorbim de, uh, eu știu, de comportamentul care l ai în contractul de un an. Uh, dacă te simt aia că te-ai dus numai să le iei banii și să le cheldui timpul și să și nu îți dai interesul și nu muncești cum trebuie, uh, ai încurcat-o, nu știu, e foarte riscant. S-ar putea să nu te întorci în țară după un an de zile, să te mai țină un an acolo. Deci, mare atenție uh, cei care semnează astfel de contracte. Uh, sunt foarte pompoase, vin cu tot felul de reprezentanți, de șef de directori, Mari, așa, dar după aia, când ajunge acolo, ești la execuție și da, te plătește. că Cum să spun, nu te duci acolo să fii, nu te aduce să fii șef acolo. E șef sunt ei, domne. Șef sunt americanii, sigur, în țările arabe. Șef sunt englezii, șef sunt cei care i-au prins de la început și i-au educat, i-au luat copiii. Le-au luat copiii la, copii, la și aici i-au școlit în universitățile din Statele Unite, din uh, Anglia. Din... Deci ăștia, practic, conduc. Uh, nu românii. Dar, sigur, românul poate și el, dacă e bun așa și uh, să fie plătit bine. Uh, dacă cam atâta. Să uh, facă pe marele șef acolo, pentru că uh, e, uh, ei sunt sătui de ăștia. De deci nu au nevoie de așa ceva, vă dați seama au nevoie de, într-adevăr, de oameni nu să le facă proiectele care le au, să ia banii cu ele, să, uh, pentru că ei tot vând, tot vând, în continuu, e un flux continuu și în continuu aduc resurse din alte părți, în continuu trimit uh, uh, materia primă, de exemplu, gaze lichefiate, sunt vasele acelea care pleacă la jumătate de oră, uh, cu patru rezervoare și Practic există rute pentru ele continue. Și ei trebuie să le funcționeze toată chestia asta. Deci nu numai vasele. Păi și ca să faci gazele alea lichifiate, trebuie o serie întreagă de echipamente, de proces, de automatizări, de iarăși de conducte, de rezervoare, de... și alea rotunde, ca niște sfere. Sunt super automatizate și sunt super protejate la de ce ar fi să mai explodeze așa, de când în când, câte o, o sferă de aia plină de gaz. Să, vezi cum se scofundă vasele pe ocean. Deci, totul este proiectat. Totul este foarte sigur și de-aia nu se întâmplă. Deci, ce se mai întâmplă așa? Anumite rafinării sau fabrici chimice, într-adevăr, care Uh, au un moment de, de lăsare, eu știu, în, a respecta anumite prevederi uh, în sensul prevenirii incendiilor, exploziilor și toate astea. Uh, un lucru foarte important în petrol și gaze. Deci, prevenirea, stingerea, sigur. A, de, când Deja când la ai cu stingerea, e mai greu, dar Prevenirea incendiilor, senzorii, sigur, centrale de alarmare peste tot. Uh, să prinzi totul din faza de fum. E bine să nu existe fază de fum, dar se mai întâmplă. Și... Uh, un sfat al meu așa... Uh, domne dacă, nu, dacă ești tu în de ăsta așa mai plinuț, uh, nu te duci în zona aia. Mai e așa, mai... Uh, cum să spun, nu gras, nu, te, nu neapărat că ești gras, adică mai plinuț, în sensul că mai, mai pufos, așa ca să zic, nu te duce în zona aia, pentru că vei avea un fenomen de deshidratare groaznic și nu ai cum să-l oprești. Și devii ca o stafie la un moment dat. Deci devii stafie și poți să mori de deshidratare. Și am văzut că țin mai bine cei uscați, foarte slabi. Dar iarăși, și o chestie că și ei slab trebuie să mănânce și să fie bine hrăniți. Pentru că dacă nu dai organismului ce-i trebuie, până la urmă cedează. Că ești gras, că ești slab, tot aia e Dar totuși țin mai bine. Da, și indienii sunt, sunt micuți, așa și slab, și... dar ei sunt obișnuiți cu clima. Cu clima foarte caldă, și asiaticii care mai lucrează pe acolo sunt tot felul de națiuni de-astea asiatice care sunt obișnuiți și cu umiditatea și cu scăciunea și cu căldura. Problema lor e că nu au specialiști buni. Ei sunt obișnuiți să muncească. Stau în colonii mari, în grupuri mari de muncitori, au un șef al lor, în fine, dar nu, nu, nu au proiectanți, nu au oameni care să cum să spun, să să facă un proiect, să îl urmărească până la capăt. Ei, asta, trebuie să sudeze, să duc, sudează o mie de țevi și gata, să trăiți, le-am sudat, au luat bani și au plecat. Cam ceva de genul ăsta se întâmplă. Uh, nu o sunt nici fondurile prea mari, vă dați seama că e cam ce rămâne, da? Dintr-un proiect uh, plata acestora. Uh, și au niște condiții grele de locuit. Stau împreună mulți. Mirosurile alea au tot felul de mâncăruri care nu, nu, nu ne fac bine. Adică miros urât, efectiv. Nu, nu poți să te obișnuiești cu el. Deci viața asta în petrol și gaze are și avantaje și dezavantaje. În sensul că de exemplu, dezavantaje. Când e criză și nu se mai uh, alimentează proiectele cu bani. Pur și simplu ai câte un an de nu faci nimic. Sau, mă rog, hai, faci câte ceva așa de în urmă, că în inerție mai ai și de în urmă, mai ai și colaterale și mai vine și cu nu știu ce completări, Dar uh, sunt ani în care sunt slabi. Adică E adevărat că după aia sunt și ani bine, foarte bine plătiți. Dar muncești de rupi. Muncești de rupi, dar oricum. Aveți tinerilor din proiectare din România. Tati, deci, domne, dacă vrei să rămâi inginer, da? să-ți meargă capul, să-ți practici ceea ce ai învățat în facultate, și să ai oarecare mulțumiri și împliniri, chiar și bănești, du-te afară, pentru că în domeniul ăsta, aici sunt tot felul de firmulițe, de șmecheri. De... <gătă -i> ai, am făcut și eu o firmă și gata, fac proiectare în petrol și gaze, cumnatul cu sora lui, cu nu știu ce deci sunt o felul de jmecheri care uh, angajează forță de muncă foarte prost plătită. Uh, chiar dacă sunt începători, nu e vina nimănui că e începător. Uh, toți am fost începători odată, nu? Uh, dar uh, nu se compară cu afară. Adică uh, eu, eu afară fără mașină, Audi sau Lancia sau Mercedes, mașină care să o am eu, să am eu cheile la ea să o folosesc, deci închiriată, bineînțeles, totul plătit de firmă, la afară nu ca în România, trebuie obligatoriu să ai mașină, nu te poți descurca altfel, efectiv nu poți, nu poți să-ți să faci meseria acolo dacă nu ai mașină. Uh, masa asigurată, trei mese la restaurant, nu stai ca, ca, un terchea berchea să, să, să fierb ceaiul în casă uh, și lăpticul, cumpărat de la uh, ESP sau eu știu, de la ce supermarket, de până Germania, uh, sau să sa să faci sarmale la, uh, la cană sau la tigaie în casă, uh, nu, deci uh, mai bine nu plecați, mai bine rămâneți acasă dacă vă duceți în condițiile astea. Deci asta trebuie să aveți asigurată o masă la un restaurant. Au trebuie domne de lux acolo, dar să fie bun și sănătos. O să stai tu acum să freci farfurile pentru o căsuță și așa sunt, face economie că ai de plătit chirie nu știu cât să o că, mică probabil, că, na, dacă n-ai salariu mare nu-ți permiți Uh, și chiar dacă ai o casă mare, nu e bine ca la funcția de un inginer proiectant cu experiență medie să își pierde timpul cu gătitul, cu piață, cu nu știu ce. Adică ăla deja, cum să spun, uh, o face ca în România. Și patronii lui probabil și directorii sunt cel mai sigur nemulțumiți de el, pentru că în loc să stea acasă să se reflecteze la proiect, și la ce mai are de făcut sau chiar să mai lucreze și acasă, de ce nu? Mai ales la diferențe de fus orar când ești în Germania sau când ești în Italia, când ești în Anglia, când ești în Boston sau când ești în Malizia, da? sau în Singapore. Atorită acestor diferențe de fus orar se întâmplă să lucrezi și noaptea. Deci, în ce sens? Mai ales un manager de proiect are de corelat atâția factori, primește e mail noaptea, când ai la alții, zi. Deci, ce fac? Mă fac că nu le văd că le-am primit, că tot am laptopul deschis permanent în cameră, nu? Doamne, mă scot așa cu ochii, arun niște apă pe ochi și îi răspund lui ăla ca a doua zi, să nu mai pierd timpul, că nu-l mai găsesc a doua zi, ăla doarme a doua zi. Și tu te duci la servici. Păi da, acolo nu cum să spun, nu prea puțin contează că te duci la servici. Bineînțeles că e prezență și acolo, e prezență cu cartelă electronică la intrare, cu cartelă electronică la ieșire, dar se respectă masa de prânz, atenție. Nu ca în România dă mor de mordă foame la firmă. Deci ai o oră la care ai iei mașina, ai plecat, te-ai dus la cel mai apropiat, să zic, ca restaurant, că nu o să te duci acum 100 de kilometri, că ai o oră la dispoziție. Și mănânci, mănânci mâncare caldă, bună, există peste tot, sigur că da, s-a dezvoltat, deci nu e problema că nu găsești unde. Și cel mai des sunt plătite de firme aceste mese în timpul programului de lucru. E adevărat că deci, numai, e program de 8 ore, conform contractului. Dar stai 9 ore la serviciu, evident, că mai ora aia de masă nu ți-o pune, adică nu stai 7 ore și mănânci o oră. Haide să... Deci, totul e bine gândit. domne stai 9 ore în total, da. Deci tu trebuie să faci... Bineînțeles că în cazuri de urgență stai și mai mult, poți să ajungi și la 12 ore, dar atenție! Față de România, domne se pontează a avut nevoie ăla o sâmbătă de tine, păi ți-o pontează, dar nu te vezi. Te trezești cu, cu bani pe sâmbătă dublu decât o zi normală. Sau de duminică nu mai vorbesc. Dar nu, în general duminica nu, nu prea. În general duminica trebuie să te plimbi pe acolo. Deci nu există hai rupuri, cum am văzut în România, de genul, domne, uite, ai, am aici 15 proiecte în 15 locații. Uh, nu văd motivul uh, ca până marți uh, să nu fie gata. Uh, deci, uh, cum să spun, te bag așa într-o. Uh, da, asta imposibilă, le, bineînțeles că le dai la sol, că n-ai ce, cum nu mai știi de tine, nu există de sanatori. Uh, eu, pe unde am fost în proiectare, am avut absolut peste tot funcția de tehnician cad îi aducea, dumne, dacă nu i-a inventa firma pentru... Păi, dar nu plă, De ce să plătească ingineri să-i pună să, să -i vadă lucrând în autocad, desenând? Da, de aia plătești un inginer, ăla trebuie să facă muncă de concepție. Să facă instalațiile să meargă. Să găsească cea mai bună soluție. Nu să tragă linii în autocad și să dea print la imprimantă. O ori... A, deci, de asta nu merg treburile și de asta firmele românești din domeniu dau faliment una după una. De mai nou au început să vină aia de pe acolo, aici, dar. Eu știți cum e când vine nu știu ce firmă din nu știu ce țară și se stabilește la București, să spunem. Dăm un exemplu total inexistent, dar trebuie să menționăm așa ca să vă dați seama. El ce speră? Speră că are salarii mai mici, nu? Dar deja e Uniunea Europeană și aici. Cât de mi să fie? Dă-le dracului de salarii, că nu pot să lucrez pe nimic. Să aibă oameni buni, să-i aibă la program, pentru că rezultatele muncii filialelor din România sunt de fapt valorificate în afară și prea puțin înăuntru. Sigur, am fost peste tot în România, absolut toate zonele petroliere, de gaze, de depozite, de compresoare, dar cum să spun, nu pot fi comparate proiectele externe și marele firme de proiectare cu, cu modul în care se lucrează în România, cu, eu știu, firmulițe mici, multe de apartament, care nici n-au cum să dea așa un rezultat formidabil și nici nu prezintă încredere. Pentru că trebuie să, trebuie să preziți încredere în afară pur și simplu ca firmă de proiectare să dovedești un, un pedigree al proiectelor, să le arăți mergând, bineînțeles, pe unde sunt și cât, câți bani au costat și Faptul că ai fost în stare să le duci e, la bun sfârșit. Orca proiect, super faza de construcție. Acum depinde, că nu e obligatoriu aceeași firmă să ia toate fazele, adică de la, eu știu, antemăsurători sau de la FID până la construcția finală, până la recepție. Deci nu, pot fi diferite firme, nu e nicio problemă în sensul ăsta. Însă. <coughs> trebuie să existe o constanță, pentru că se muncește foarte mult la a te pune la punct cu condițiile unei locații, unui anumit proces. Există o colaborare strânsă în domeniul ăsta între procesul tehnologic și partea de automatizări. Aici vorbesc de toate, și instrumentație, și comandă, și control, și DCS, sau ce este acolo, sigur că da sau o parte de măsură și uh, inginerii chimiști. Uh, practic, uh, cei mai buni uh, uh, procesiști care i-am cunoscut în străinătate erau ingineri chimiști, chiar inginere. Uh, dar veneau cu o condescendență la tine, la colectivul pe care îl conduceam, de automatizări, Instrumentație și control, încât, pentru că am avut și funcții de astea de manager, disciplină, proiectare, instrumentație și control, încât rămâneai trezit, domnule, bun, o fi și chestie de educație, nu zice nimeni. Dar să vezi șefa de la proces. Cum vine și la fiecare pas al procesului ei te întreabă, da, puteți face și asta? Dar nu cumva, dacă aici avem presiunea asta, dumneavoastră nu puteți să uh, o controlați? Sau, eu știu, sunt foarte. Deci, am, am putea pierde o noapte întreagă cu discuția asta. Dar -am, am rămas impresionat de modul cum șeful de la proces, managerul de proces, dar și proiectanții, inginerii de proces care, mare parte, la ei sunt uh, ingineri chimiști uh, pentru că ei nu prea au petrol și gaze uh, și, mă rog, au facultate de chimie mai, mai are o organică, mai are dar de fapt uh, sunt ingineri chimiști uh, dar uh, unii din ei foarte buni și țin minte că nu odată, eu vorbesc de ce mi s-a întâmplat mie ca șef de colectiv acolo, căci în colectivul meu eu conduceam, să spunem, 10 automatiști și aveam și vreo 3 electrici care tot la mine erau băgați pentru că nu aveau șef de electric. Deci la ei, practic, se împământenește ca partea electrică să fie cumva împreună cu automatizările. Nu e bine, pentru că e, sunt două meserii diferite. Și e, chiar e, marii directori de acolo ne întrebau, dar în România de ce nu fac și e, e, și electricitate și electric automatiști. Pentru că ne-ar interesa un inginer să le știe pe amândouă. Oi, păi, domne, de, 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 pe proiect, dacă e un proiect și te uiți câtă inginerie e și la electric, nu? Câtă inginerie și la instrumentație și control. Păi ăla trebuie să fie Dumnezeu, adică pe alte discipline de ce să aibă numai conducte, nu? Și să nu aibă conducte și, ce să zic eu, și altă disciplină și mecanică. Na. De ce nu există inginer de conducte și mecanică împreună, același inginer? Pentru că e foarte mult de lucru în nu ai cum să fii Specialist în halul ăsta, adică pe două domenii. Cu toate astea, am văzut și facultăți care au secții de uh, automatizări și electric. Nu știu cum. Deci, în 4 ani, scoate un tip care nu se numește inginer, evident, că e basic engineering ce face el acolo, deci nu are master, nu are nimic, dar el și că e specialist pe automatizări și electric. Așa scrie pe diploma lui. Dacă îl pui să facă, evident că nu. Aduce de România, sigur că da, sau din alte țări, automatistul, pur sânge, și aduce separat un inginer electric. O din România, sau de unde îl găsește, ca să facă treaba. Dar vreau să spun, la facultățile lor, foarte interesant, am observat cuplarea acestor discipline. și Așa, de ce să nu cuplezi și procesul cu. Nu, cu topo. Nu au o legătură, domnule. Ce dacă sunt electrici, am în două discipline? Da, unul e cu treaba ei, și electricul e trea cu treaba lui. N-ai nevoie de electric prea mult într-un proiect și ai nevoie de automatiști. N-ai decât să angajezi 10 automatiști, ingineri proiectanți și doi ingineri proiectanți electrici. E simplu, sau invers. Au fost și instalații de-astea unde nu prea am automatizări mare lucru de făcut și angajează dar în schimb am o grămadă de medie și de înaltă și de nu știu ce am la electrică de făcut dar m-am terminat. Trebuie să înconjur uite așa să înconjur uh, uh, schela de, de electric. Uh. Atunci angajezi 8 de electric, na? care sunt acreditați pe fiecare și aia, sunt pe medie, pe înaltă, pe joasă, pe și ei specialități, puțin care știu totul. Și la ei. Pentru că e greu. E greu ca să fie as în toate chestiile astea. Ei se dau, sigur, în cv le cunosc pe toate, dar dacă CV-uri, vă spun, stai că aveam un morman de cv pe masă la un moment dat și mă distram cu cineva, zic, domnule, ăștia știu Ăștia știu tot domnule. Deci, cum să spun, adică, numai să-l angajez vrea. Adică, apare la unii că știe și mecanică, știe și piping, știe automatizări și electric și proces. Deci, eu, și că a lucrat peste tot. A, dar are și experiență peste tot. Deci, bă, sunt niște chestii incredibile la un moment dat și... Directorii mari, e, una, nu o să o bagă, pentru că adică au managerii de discipline, ce rost are să te bagi pe să le dai peste mâini, după aia nu-ți mai merge proiectul. Deci tot managerii de disciplină sunt baza acolo. De disciplină proiectare vorbim. Deci nu vorbim de faze de supervizare a construcțiilor. A, astea sunt contracte, mă rog, să pot face contracte cu firme de construcții. Nu intrăm în detalii. Dar sigur, la fel de bine, și poate și un proiectant să urmărească o construcție a unui proiect. Dar nu, aia nu e proiectare. Aia este inginerie de șantier, poți să-i spui cum vrei, dar nu e proiectarea. Aia. Deja proiectul e aprobat și aia lucrează după un proiect. Aprobat și gândit de alții. așa e peste tot. Deci nu, nu există că în România ar putea fi altfel sau că în, bazilia Brazilia e mai bine ca în Statele Unite. Nu. Toate proiectele de petrol și gaze cam merg pe aceeași calitate, au, sigur au indicatori de calitate, toate au ore de o muncă pe fiecare om, deci totul e normal cam la fel în toată lumea. Cel mai bine și mai bine am observat la americani. Au un management de fier americani. Deci aia nu permit niciunui nici dolar să se scurgă nejustificat. Totul este pe calculator. Până și firmele de construcții au programe pe calculator și îl vezi pe la stâng cu, laptopul, cum stau eu cu tableta asta, să zicem așa, toată ziua stă și urmărește proiectul numai pe tabletă. O zic că e primavera, sunt mai multe, mai multe programe. Pentru, depinde. La construcții sunt niște programe, în petrol și gaze sunt altele, depinde de firmă l-a construit de stadioane al program, unde se urmărește absolut totul. Deci dacă ăla nu știe să umble cu, cu tableta aia sau cu laptopul, nu poate fi manager. Deci nu are cum. e un proiect vast și care necesită foarte, mult, foarte multe cunoștințe și nu numai cunoștințe interdisciplinare, ci și de management e, și munca cu oamenii pe teren. Iar și o problemă. Un ai să stai la birou să proiectezi, la răcoare, la cafeluță, nu, la o țigară. <gă> -și>, și una să te duci, hei, cu tărică, ce faci acolo, că stați de trei ore și nu, mă, nu, vă mai mișcați de acolo. Și tu îți dai seama că ea, dacă stau trei ore acolo, sigur a spart primul proiectului. Etapizarea aia așa frumoasă, făcută pe parcele temporale. Nu? Degeaba ai tabletă și degeaba ai laptop și nu știu ce program ultra sofisticat care mai rote încurcă, că mai bine era înainte că ai na, în aveau rolul lor. Deci maiștri erau niște muncitori cu o vastă experiență, bine văzuți în colective. Care efectiv reușeau să facă echipele să se încadreze în parametri. Că erau de construcție în câmp, în schelă, în, că era un în atelier în fabrică, în uzină. Maestru avea rolul lui foarte important. Nu mai vorbim de comuniști, de socialist, de nu știu ce. Domne, normal că cei mai buni oameni îi lua și. Îl lua și la partid ca să, să fie treaba bine fixată. Dar, la fel, muncitorii. Categoriile erau foarte importante. Aveai nevoie de cineva să-ți facă treaba într-o uzină, te duceai la muncitorul categoria 5 -a și sigur ți-o făcea. Deci nu exista că, oh, alea, dar e complicat, domnul inginer, ce să fac? Eu n-am mai făcut niciodată așa ceva. Încerc să știți, dar nu, e foarte... Domne, ăla ți-o lua și rămâneai uimit. Deci era un must ce îi spuneai să facă. Pentru că avea atâtea cunoștință și atâta experiență și el era promovat tocmai pe asta, pe experiență și pe prea puțin pe pile și relații, pentru că nimeni nu zice ca să... Să facă un, un muncitor categoria 5 -a, care era cel mai bun de acolo uh, Și ăla nu știe nimic Nimeni nu se riscap ele astea, nici directorul, nici mama comuniștilor Deci ăla chiar era un om bun uh, Maștri erau și cu un pic de management Deci nu trebuia neapărat să fie maestru cel mai bun muncitor din sector De obicei erau, cam așa erau Dar uh, Maestrul avea și o, o bună parte de management o, operațional, așa ca să zic, la nivel mic, la cel mai mic nivel al echipelor. Echipe care sunt foarte importante pentru că dacă la sfârșitul zilei tu împarți documentele la niște echipe, nu? Care au niște șefi de echipă. Documentele proiectului, vorbim. Le verifici, sigur că da, o ultimă verificare ca să nu fie vreo aberație și le dai la șefii de echipă și ăștia trebuie să vină la sfârșit de zi sau la sfârșitul săptămânii, nu neapărat la sfârșitul zilei, să raporteze. Să raporteze ce au făcut, ce mai au nevoie și cât mai durează. Și situația, sigur, financiară a echipei. Uh, ori dacă uh, tu nu ești în stare, una, să știi ce să le ceri, să splitezi proiectul exact pe ce au ei nevoie să le verifici sumar documentele, că -și multe, am găsit multe documente greșite. Deci greșite la modul grosolan. N-ai fi zis, chiar în disciplina asta de control și automatizări și instrumentație. Chiar în această disciplină am găsit documente făcute la bășcălie, unde trimiteai niște oameni cu niște prostii, efectiv, dar aprobate nu știu de cine. Cine le-o fi aprobat, erau în fază deja de construcție, și cum să le dai așa ceva? Da, am văzut izometrice, domne, corectam izometrice cu kilometri. Deci aveam kilometri de izometrice de corectat. Și nu era meseria mea, dar nu aveam ce face, pentru că aveam tot felul de instrumente, de robineți. Aveam cabluri pe trasee. Deci nu puteam să, să, să accept niște desene făcute de în burtă. Păi te duceai pe teren și te dai cu capul de conductă, că așa e izometrică. Nu sunt poate așa ceva. Sau lipseau nu știu ce repere. Pentru că nu au fost inventariate bine pe izometrică. Deci trebuiau corectate toate, toate, toate și, și cum să spun hai că unde eram manager eram manager. Știți cum e. Șeful e șef. Dar unde răspundeam eu, de bucățica aia, trebuia să le corectezi nene. Pentru că nu, nu, ai de ales. Ești cumva, când lucrezi într-o companie de construcții, în care vin proiectele din alt, de la un proiectant, și tu ești cumva, nu, nu pot să zic șef de șantier, șefii de șantier sunt altceva. Dar tu, ca inginer venind din proiectare, menirea ta este să-i faci pe ea să înțeleagă, să înțeleagă proiectul, să înțeleagă documentele, în primul rând, să înțeleagă că au toate documentele la dispoziție și nu le trebuie altceva și că nu mai, au, nu mai știu ce să facă, în momentul ăla tu trebuie să, să intervii. Nu neapărat să te duci pe teren să sudezi tu cu mâna ta. Dar când vine la tine, trebuie clar să-i destup capul. În care să duce la oamenii lui și uite, uite ce mi-a zis domnul. Ai, deci aici este o chestie foarte importantă. Dar e și mult de muncă. Și zic, pentru stai toată ziua, vei, găsești dimineața muntele de, de, documente din proiect, pe birou, și până seara trebuie date toate și trebuie să le verifici totuși. Nu poți să le dai așa, ia neică, ia și tu aici și construiește după ele. Dar e mai simplu. Nu, trebuie verificate, chiar pagină cu pagină. Pentru că găsești, dacă nu prostii, cum am găsit în multe, găsești din advertențe sau lipsesc anumite pagini sau eu știu, nu explică suficient anumite lucruri. Și nu poți să te transformi într-un om de teren, să te duci la șapte șantiere, ca în povestea cu albă ca zăpada și șapte pitici, tu să te transformi în șapte pitici și să te duci la ei să le arăți ce să știe și vă. Deci trebuie relația foarte clară să fie. <coughs> Sigur că da, sunt și satisfacții. Meseria e frumoasă de proiectant, dar este solicitantă. Nu mai ai timp nici de un spectacol, nici de un... Poate de o plimbare, așa, și puțin uh, sport la sfârșit de săptămână, dar uh, bună oară ți minte că la Boston aveam un uh, aragaz cu riboane, să numea. De venit de România, nu știam ce înseamnă. Și făcea puiul, la da, pui de la american de 3 kg, <laughs> nu de 700 de grame, uh, îl făcea în, uh, până în 5 minute. Și în 4-5 minute era gata și cu un gust deosebit, prăjit foarte bine. Și hai să mă ușură, să văd, am luat seria după el, m-am uitat ce marcă era, ce serie și m-am dus la magazin.